pentru că este o mașină unică în țară și când spun asta nu exagerez. În momentul în care am adus-o în țară și m-am dus la RAR să o, să-i fac identificarea, mi-au spus că nu poate să-mi dea actele, că trebuie omologată. Am rămas așa un pic, zic, ce trebuie omologat? Ce mașina dumneavoastră este prima importată? Printre primele probleme pe care le-am avut cu această mașină, la câteva luni după ce am venit cu ea în țară, a fost la benzinărie, că m-am dus să pun benzină și această ușiță n-a vrut să mai deschidă. Ea are un sistem, în momentul în care închizi și deschizi mașina, se închide și această ușiță, ca să nu-ți fure cineva benzina, ceea ce mi se pare o tâmpenie, dar nu mai contează. Aici poate nu au proiectat-o mai bine, mânerul fiind undeva în dreapta, da? Deci mânerul este aici. Tu tot timpul vrei să te duci pe mijloc și am înțeles că mulți proprietari și-au rupt camerele în încercarea de a deschide. Și m-am uitat deschide. În istoric cu navigației mașinii, am observat că a fost la Marea Nordului, prin urmare am avut niște nisip în ea de la Marea Nordului. Dacă pot să găsesc unde a ajuns, este faptul că acest buton, care înseamnă ESP OFF, este cam asemănător cu celelalte și risc să-l apeși din greșeală. Acum s-a stricat și volanta, mașina trepidează deseori când plec cu ea de pe loc și ar necesita înlocuire, care implică și înlocuirea ambreiajului pe care tocmai l-am înlocuit acum 30.000 de kilometri. Salutare și bine v-am găsit, sunt Bogdan de la ProLine.ro și astăzi o să vă prezint povestea acestui Hyundai i30 Break. Cu bune și cu rele și cu toate experiențele prin care am trecut cu el. Fac acest clip la îndemnul unui client fidel care a devenit și prieten, pentru că eu nu m-am gândit niciodată să prezint această mașină, știind că marca Hyundai nu este așa de atractivă. Mașina este producție decembrie 2014, matriculată în Germania în martie 2015, iar eu am achiziționat-o în decembrie 2015, când avea doar 19.000 de kilometri, mașina fiind achiziționată de la un dealer, deci de la o reprezentanță, și ea a fost folosită în regim rent-a-car. Mașina la ora actuală are aproape 140.000 de kilometri și o să vă spun pe parcursul acestui clip și ce probleme am avut cu ea încă de când am achiziționat-o. Până una alta, dacă e să vorbim un pic despre mașină, mie sincer îmi place, are un design proporționat din punctul meu de vedere. Farurile acestea sunt destul de atractive, le-am schimbat becurile, le-am pus becuri cu LED. La fel, lumina de zi care este aici se vede foarte frumos. O caracteristică mai aparte a acestei mașini din punctul meu de vedere este faptul că capota este foarte mică. De cele mai multe ori pasagerii din dreapta se sperie pentru că eu mă apropii oricum mă apropii prea mult față de mașina din față, dar fiind și capota așa mică, senzația dinăuntru este că vei lovi mașina. Așa cum ziceam, nici din lateral nu arată rău. Mi-au plăcut clanțele aceste cromate, de asemenea aceste inserții. Are și semnal în oglindă, o caracteristică uzuală astăzi. Și de asemenea, acestea sunt roțile originale, așa a venit pe 16. Din păcate a venit echipată cu anvelope all season, din ce mi-aduc eu aminte, Nexen sau ceva. De foarte proastă calitate, a trebuit să le înlocuiesc. Geamul din spate la fel, stopul acesta care se prelungește. Mie îmi pare proporționată mașina din lateral. Bineînțeles, geamurile fumurii îi îmbunătățesc imaginea. Partea din spate mi se pare de asemenea destul de frumos realizată. În general, spatele majorității mașinilor aflate la vânzare ziua de astăzi pare că nu este la locul lui, nu știu, parcă designerii își pierd inspirația la partea din spate. Mi-au plăcut stopurile de mari dimensiuni cu LED. Foarte multă lume se păcălește. Camera de luat vedere pentru mașinari este pusă exact pe mijloc și este tentat să tragi de ea când vrei să deschizi portbagajul. Aici poate nu au proiectat-o mai bine, mânerul fiind undeva în dreapta, da? Deci mânerul este aici. Tu tot timpul vrei să te duci pe mijloc și am înțeles că mulți proprietari și-au rupt camerele în încercarea de a deschide. Dacă tot suntem la portbagaj, care uneori nu se deschide din prima, așa,
Din punctul meu de vedere, deschiderea este amplă și este destul de spațios, deși nu este liderul în clasa lui, și diferite nimicuri. Bancheta este rabatabilă o treime cu două treimi și se obține o suprafață aproape dreaptă, ceea ce este un mare lucru în ziua de astăzi. De asemenea, pe dedesubt aici sunt tot felul de spații de depozitare. Ea a venit cu un kit de reparații pentru pană, dar eu am cumpărat o rată de rezervă pentru că la noi nu prea merge cu kitul de reparație. De asemenea, aici este o priză, puncte de ancorare, deci nu văd așa mari dezavantaje acestui portbagaj. Ba, din contră, sunt multe părți pozitive, spre deosebire de alte mașini din clasa ei. Am descoperit trei probleme imediat ce am achiziționat-o. Prima problemă a fost că am plecat cu mașina de la dealer și am setat navigația ca să ajung la destinația unor prieteni din Germania și am introdus stick-ul cu muzică piratată. Și atunci tot sistemul a dat o mare eroare și eroarea acopera așa mult din navigație că eu nu mai vedeam pe unde trebuie să o iau. Prin urmare m-am speriat, m-am întors la dealer și mi-a zis să scot stick-ul. Mă rog, a resetat sistemul, am băgat iar stick-ul, a funcționat. De asemenea, am mai observat că exista nisip în locul roții de rezervă și nu mult nisip, dar era nisip și asta ulterior acasă am văzut și m-am uitat în istoricul navigației mașinii, am observat că a fost la Marea Nordului, prin urmare am avut niște nisip în ea de la Marea Nordului. Și a treia problemă care într-adevăr părea mai deranjantă este că s-auzea un zgomot din dreapta spate. Am observat că spătarul banchetei nu se fixa cum trebuie de partea aceea metalică de care se prinde. O să vă arăt imediat. Am pus acolo niște izolir band și s-a rezolvat și problema asta. Accesul la locurile din spate mi se pare destul de facil. Ușa se deschide destul de larg și spațiul este suficient atât la picioare cât și la cap. Șezutul nu este prea jos, ai senzația că stai pe un WC-ul turcesc. Ușa are un mânăr interesant, aici se pot vedea urme de uzură, acest material s-a degradat foarte repede, vopseaua este destul de proastă și aici ai destule locuri să îți pui și o sticlă, diferite nimicuri, bineînțeles și aici plasa aferentă, deci pentru o mașină de clasă compactă, spațiul în spate este destul de bun. Da, un neajuns este lipsa amortizoarelor la capotă. Nu știu de ce fac astfel de compromisuri, că nu costă așa mult. Motorul este 1.6 GDI. Asta înseamnă că este 1.6 benzină aspirat, 135 de cai, zic ei, și vreo 160 de Nm. Distribuție pe lanț. Silențios, dar evident nu suficient de performant, mai ales dacă ai mașina încărcată și pornești aerul condiționat, își arată limitele. Consum în oraș, la stilul meu de mers, așa mai vioi, nu prea sare de 9-9.5 și la drum lung, dacă merg total legal, am reușit să scot și 5.7 ceva de genul ăsta, dar m-am plictisit tare mult. Un consum normal la mers afară mai vioi este cam 6.5-7. Bun. N-am prea făcut multe lucruri pe aici. Am schimbat bateria după vreo 4 ani, ceea ce mi se pare normal, având în vedere că de aici se alimentează și un subwoofer care e sub scaunul din dreapta. Nu face bine bateria acel subwoofer. În rest, în afară de revizii, absolut nici o reparație aici.
printre primele probleme pe care le-am avut cu această mașină, la câteva luni după ce am venit cu ea în țară, a fost la benzinărie, că m-am dus să pun benzină și această ușiță n-a vrut să mai deschidă. Ea are un sistem, în momentul în care închis și deschis mașina, se închide și această ușiță, ca să nu sfure cineva benzina, ceea ce mi se pare o tâmpenie, dar nu mai contează. Ea aici se poate vedea că are un, o agățătoare. În momentul în care închizi mașina, de aici ar trebui să iasă un țumburuș care blochează această ieșire. A fost destul de neplăcut pentru că mi-am pus obicei să merg la benzinărie să alimentez când mai am foarte puțină benzină. Prin urmare, am sunat la mecanic, am sunat peste tot, a zis, na, băi, n-am ce să faci, vină cu ea în servis. M-am dus foarte încet cu mașina în servis, mi-a spus că trebuie să demonteze prin portbagaj, că e complicat să ajung aici. A venit un băiat, a băgat niște tije pe aici de plastic, a reușit să deschidă căpăcelul acesta și mi-a zis, bă, vrei stai să aștepți motorașul ăsta până vine, până ți-l pune, poate să strică iar. Mi-a tăiat aici această agățătoare, după cum se vede. Prin urmare, ușița asta rămâne deschisă și dacă închid mașina. Dar cine mai fură benzină în ziua de astăzi? Și din câte știu, are și un sistem anti-furt înăuntru. Prin urmare, am rezolvat problema destul de repede. O altă problemă pe care am avut-o cu mașina a fost că această cameră de mars arier, care este poziționată nu tocmai bine, se murdărește foarte ușor și trebuie tot timpul să o curăț dacă vrei să mai vezi ceva în spate. Se pare că în ea a pătruns apă, e o problemă cunoscută la aceste camere de luat vederi pentru mars arier și în bord să dădea imaginea peste cap era total neplăcut. Bineînțeles, când ajungeam cu ea în service nu mai făcea. A fost înlocuită pe garanție, deși și acolo a fost interesant. Mi-au spus că e complicat pentru că certificatul de garanție este în limba germană. Și am întrebat ce importanță are. Dar până la urmă s-a rezolvat. Încet, încet merge și la partea de interior, pentru că la o mașină mie mi se pare mai important interiorul decât exteriorul ei, pentru că cel mai mult timp aici ți-l petreci, în interior, la volan sau ca pasager, nu afară. Ușile mi-au plăcut, comenzile în general sunt foarte intuitive și puse la locul lor. Spațiul aici este destul de generos. Într-adevăr, ar fi mers niște scaune cu reglaj electric. Această tapiserie cu jumătate textil, jumătate piele, mi se pare ideală pentru un scaun care nu are ventilație. La fel aici, tot felul de comenzi la locul lor. Volanul încălzit, reglajul farurilor, luminozitatea în bord, senzorii de parcare. Volanul prezintă niște uzuri pronunțate din punctul meu de vedere, dar nu prea am ce face. După cum se vede, zici că mașina are vreo 200-300.000 de kilometri, s-a uzat prematur. De aici se reglează volanul pe înălțime și adâncime, un mare avantaj. De asemenea, și scaunul are reglaj pe înălțime. Și consola aceasta, care iarăși mi se pare foarte ușor de folosit, după cum se poate vedea, și pe schimbător au apărut o uzură prematură. Eu n-am inele ca să-l fac așa, nu știu în ce hal de ce s-a stricat în halul ăsta. Două spații aici pentru băuturi și aici multe spații de depozitare. În multe alte mașini nu am găsit atâtea spații și este foarte util să-ți pui diferite lucruri pe aici. De asemenea, cotiera nu este reglabilă, din păcate, și aici materialul este cam de slabă calitate, dar rest pe bord materiale relativ decente. Și nu are start-stop, așa cum spunea, adică nu se oprește la semafor motorul. Ce a fost foarte atrăgător la ea, iarăși, au fost acest volan, care multora nu place, că este cam butucănos. Și așa este. În schimb, comenzile acestea sunt
foarte intuitiv amplasate. Aici avem telefonul, comenzi vocale, partea de audio, aici partea de pilot automat, resetarea computerului de bord. Aici ai mai multe variante pentru servodirecție, să fie sport, normal sau confort. Sincer, o țin doar în confort, pentru că merg foarte mult în oraș, motiv și pentru care am avut numai mașini cu alimentare pe benzină. După cum puteți vedea, montanții aceștia obturează ceva din vizibilitate și trebuie să te uiți ba pe geam, ba pe parbriz, dacă vrei să vezi cum trebuie. Și partea aceasta de infotainment mi se pare foarte bine organizată și ecranul acesta cu touchscreen se mișcă acceptabil pentru vârsta lui. Aici avem o navigație care nu știe foarte multe lucruri din România, din păcate. Folosesc Waze-ul, bineînțeles. Aici nu știu dacă am vreun CD. Uite că am și un CD. Cine e aici? Kepa. Așa. Partea de climatizare la fel, foarte ușor de utilizat. Încălzirea în scaune, deci asta mi-a plăcut foarte mult. Sincer, m-am suit și într-o Toyota Auris Break, parcă era, și bordul mi s-a părut foarte, foarte împrăștiat. Aici este o priză care o folosesc pentru cameră, stick-ul aferent pentru muzică, încă o priză aici. Deci toate sunt la locul lor, din punctul meu de vedere. Lipsește oglinda retrovizoare, pe care am reușit să o rup și n-am mai fost în stare să o pun la loc. Am rupt aici o chestie de plastic și am încercat în nenumerate feluri să o pun la loc, dar n-am reușit. Dacă nu-i duc dorul, înseamnă că oșcul n-o prea foloseam. Torpedo-ul este refrigerat, are un sistem aici cu care pornești sau oprești ca aerul cald sau aerul rece, pe care îl dai în mașină să ajungă și în torpedou. E util vara, în momentul în care vrei să ții ceva la rece. Aici sus iarăși și un loc să-ți pui ochelarii, foarte ușor de utilizat, și aceste luminițe de interior. Oglindă, oglinjoară, aici o luminiță, aici sunt lucruri clasice deja. Vizibilitatea în spate este destul de precară, mai ales pe colțul se poate vedea cât de gros sunt acei stâlpi, dar cu camera și senzori nu prea mai ai de ce să greșești la aceste manevre, deși trebuie să fii atent. Oglinzile retrovizoare sunt relativ ok ca și dimensiuni, eu m-am acomodat cu ele. De asemenea, instrumentarul de bord mi se pare ușor lizibil. Pe aici umbli prin micul calculator pe care îl are și eu am fost tot timpul adeptul acelor clasice care pleacă din partea stângă. Și aici a ajuns tot felul de senzori, de la frâna de mână, centuri și așa mai departe. Dacă pot să găsesc unde a ajuns, este faptul că acest buton, care înseamnă ESP off, este cam asemănător cu celelalte și risc să-l apeși din greșeală. Acum, ce să zic, butonul ăsta ar trebui pus undeva mai izolat, pentru că de câte ori scoți ESP-ul, în schimb, tot timpul închizi ușile sau pui avarii sau cine știe ce, deci e prea apropiat. În rest, nu m-am curcat niciodată în butoanele astea, foarte ușor de determinat ce face fiecare în parte. De asemenea, un aspect interesant este dacă închizi navigația și apeși pe ceas, apare acest ceas. E destul de elegant. Și cam atât din punctul ăsta de vedere. Alte probleme cu mașina țin mai mult de mentenanță, adică la 100.000 de kilometri parcă amortizoarele față și-au dat duhul.
de asemenea și ambreiajul. Le-am înlocuit cu piese originale. Din păcate, după încă vreo 25.000 sau 20.000 de kilometri, amortizoarele față iar s-au deteriorat, pur și simplu eram cu barca pe valuri. Ceea ce dovedește că piesele originale pe care le cumperi ulterior pentru mașină nu au legătură cu piesele originale puse din fabrică pe mașină. Și după 20.000 de kilometri a trebuit să schimb iar, ar fi trebuit să schimb iarăși amortizoarele. Fiind destul de nervat de acest aspect, adică cele originale au ținut 100.000 și altele originale cumpărate ulterior doar 20.000 de kilometri, m-am decis să le recondiționez. Și cred că a fost o idee tot mai bună. El acum funcționează bine, dar sunt foarte zgomotoase, să aud niște troncănituri în ele. Am fost la mecanic și mi-a spus, doamne, amortizoarele astea necesită înlocuire din nou. Acum s-a stricat și volanta, mașina trepidează deseori când plec cu ea de pe loc și ar necesita înlocuire, care implică și înlocuirea ambreiajului pe care tocmai l-am înlocuit acum 30.000 de kilometri. Dar asta este. Deocamdată merg așa. Părerea mea este că, indiferent de mașină, dacă este întreținută și utilizată corespunzător, ea nu se va strica așa repede. Într-adevăr, sunt poate niște probleme de grup, ca să zic așa. De exemplu, la mașina aceasta, foarte multe coloane de direcție erau proaste, apăreau trepidații în volan și se înlocuiau pe garanție. Asta nu a avut astfel de probleme. Da, într-adevăr, la problema asta cu coloana de direcție nu poate să fie vina ta. În schimb, de foarte multe ori poți influența negativ comportamentul mașinii, în sensul că în timp anumite lucruri pe care tu le neglijezi, să faci revizia la timp, să nu știu, nu zbori borduri cu ea și așa mai departe, îți vor aduce niște defecțiuni și de cele mai multe ori tu ai dat vina pe mașină, dar de fapt nu este mașina de vină. Mie în continuare îmi place mașina și după 6 ani de la achiziție încă atrag priviri cu ea, pentru că este o mașină unică în țară și când spun asta nu exagerez. În momentul în care am adus-o în țară și m-am dus la RAR să-i fac identificarea, mi-au spus că nu poate să-mi dea actele, că trebuie omologată. Am rămas așa un pic, zic, ce trebuie omologat? Zice, mașina dumneavoastră este prima importată în țară. Asta pentru că domnul Țiriac nu a vrut să importe Hyundai 30 Break și s-au adus doar câteva diesel, din câte am aflat. Prin urmare, uitați-vă bine pe stradă că nu prea vedeți mașini ca asta. Eu, sincer, în București am mai găsit doar două. Una tot neagră, cu care mă întâlnesc foarte des. În rest, nu prea sunt. Deci dacă vrei să-ți cumperi un Hyundai 30 Break așa cum am vrut eu atunci, pe benzină, nu se putea. Mai interesant este că cei de la Repensant mi-au spus că nu există, nu se fabrică, zic. Mă rog. Cel mai mare neajuns din punctul meu de vedere al mașinii este probabil lipsa cuplului motor, fiind un motor destul de mic aspirat, și eventual lipsa puterii, deși până la 160-170 pe autostrăzile din Germania urcă destul de linear, are un prag la 180, de acolo nu prea mai urcă, foarte, foarte greu, dar unde prindem vitezele astea? În București mă ajută foarte mult camera și senzorii să parchez foarte aproape de alte mașini. Servodirecția, care este foarte, foarte ușoară pe modul confort. Etajarea cutiei, timoneria destul de bună, prin urmare poți schimba repede treptele de viteză și nu în ultimul rând silențiozitatea în mașină, care este destul de bună din punctul meu de vedere, adică motorul de-abia se aude și mai multe persoane au apreciat acest lucru la această mașină. Consider că am făcut o alegere bună. Da, mi-ar fi plăcut să aibă și scaune electrice, poate mi-ar fi plăcut să aibă și trapă. Frână de mână electrică nu doresc, pentru că iarna este mai amuzant cu o frână de mână manuală.
Și în rest, sistemul audio l-am schimbat complet. Am pus un subwoofer sub scaunul ăsta și toate boxele au fost din nou schimbate și a fost o mare îmbunătățire. Ce mi-aș dori de la următoarea mașină? Evident, mai multă putere, mai mult cuplu. Spațiul este suficient, deci dacă e la fel de spațioasă ca asta, este în regulă. Și acum, să fiu sincer, mi-ar plăcea tracțiune spate. Dar mai vedem. Dacă mai aveți alte întrebări legate de mașină, le aștept în zona de comentarii. Eu nu știu ce să mai adaug. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un subscribe și poate un share către prieteni și să vă bucurați de mașinile pe care le aveți.